Știu, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge misor ochii mie, tot deasupra cărții sale. Îmi place în primul rând să scriu pentru copii. În anii 50-60, când erau vremuri complicate, m-am retras în lumea copiilor și scriam despre fluturași, greierași, despre ploaie și limba noastră. Într-un fel, copiii m-au salvat și am scăpat de unele poezii care se cereau în acele timpuri. Zice cerul cel mereu, mărțișoare am și eu, ale mele mărțișoare, luna și cu mândru soare. Cu dragoste și căldură a scris poetul pe înțelesul copiilor. Astăzi, copiii îi interpretează opera așa cum o înțeleg ei, sinceră, blândă și senină. Prin slova sa, potrivind cu mare har buchie cu buchie, poetul a ținut ca toți copiii să crească fericiți și să aibă o copilărie cum n-a avut-o dânsul. Am avut o copilărie necăjită și înfometată, fără jucării. Eu am avut doar o săniuță, dar săniuța mea nu se juca. Săniuța mea muncea, strângea iarna lemne din pădure. Ca un volum de poezii în variantă ilustrată, se deschide în fața tuturor împătimiților de creația vieriană expoziția de artă plastică dedicată poetului Grigore Vieru, cu genericul sugestiv Im globului pământesc. Un simplu gest de recunoștință și mare prețuire din partea organizatorilor și a participanților față de părintele spiritual al tuturor copiilor, Grigore Vieru. Într-adevăr, Grigore Vieru este un poet, aș zice eu, singular între ceilalți în pleiadă de poeți și de scriitori, ca el n-a mai fost și nu o să mai fie. Eu, ca profesor de limba română, deci toate orele mele de activitate, când vroiam să mă întorc ceva la suflet copiilor, mă întorceam la creația lui Grigore Vieru, că aici a fost mama, aici a fost pământul, aici a fost dragoste de oameni, dragoste de țăranul cela care recita băiatul o poezie că când a vrut să sărute mâinile rudelor de la țară, ele și-au retras mâinile, fiindcă sub unghii era ceva țărnă de pământ și le-au fost rușine că ăsta este poet și veni din oraș și nu poate să-i sărute mâna aceasta muncitoare, munca țăranului de la țară, dar el nu s-a rușunat, a sărutat mâna omul acesta muncitor. Deci genericul acesta cuprinde, este foarte bogat, așa să zicem, care cuprinde multe, multe probleme. Vernisajul susținut de un recital de versuri pregătit de studioul literar dramatic Vedeta, precum și de un repertoriu de cântece interpretate de corul de performanță Lia Ciocărlia, s-a deschis la Centrul Republican pentru Copii și Tineret și a intercalat cele trei genuri de creație, artă dramatică, pictură și muzică. Copiii de la studioul de artă plastică Spectru, care cunosc și mai studiază încă creația poetului Grigore Vieru, s-au străduit să redea în forme și culori nu doar tematica poeziilor preferate, dar și sentimentele și trăirile poetului. Ce vrea să exprime lucrarea ta? Zborul lui Grigore Vieru și cum el își va dura această cale de poet. Am desenat chipul mamei, l-am pictat pentru că Grigore Vieru a avut foarte multe poezii. Creația lui a fost tema fundamentală, a fost chipul mamei. El a scris poezii chipul mamei, faptura mamei, ochii mamei, mâinile mamei și m-am gândit să fac să-l desenez chipul ei și am desenat pe planul al doilea într-un ton negru. Aceasta ar fi este culoarea sufletească a mamei. Mama a simțit, Grigore Vieru a desenat-o mama în culori vii, dar totodată i-a spus că durerea sufletească, iubire pentru fiu. Chiar și în opera sa Cămașele, mama avea speranță și spera că fiul se va întoarce dată și dată de la război. Eu am încercat să-i desenez chipul blând, palid, ca așa a fost și părul cât mai dalb să fie. Lucrarea aceasta am făcut-o în
jumătate de săptămână. Ea se numește Muza Rănit, Muza Îndurerată, și ea reprezintă dragoste legată despre poezie. Copiii l-au iubit cel mai mult, pentru că și poetul le-a răspuns cu aceeași intensitate a sentimentului suprem de dragoste. Multe perechi de ochi, plini de regret și de tristețe, și doar o singură privire tăcută, asemeni unei icoane care veghează parcă atent și sfios la ce se întâmplă. Expoziția a oferit publicului lucrări inspirate din poezia lui Grigore Vieru. Recunoaștem printre acestea poezia Mama, Cămașele, Pui Golaș, Casa Părintească, Legământ și încă multe altele, creații care încălzesc și sensibilizează pe oricine le descoperă. Acești copii ne-au întărit convingerea că Grigore Vieru trăiește și va trăi în veci. Când sunt adevărați, poeții nu au moarte. Ei devin îngeri ce dăinuie printre noi și ne povățuiesc în faptele noastre. Trăiau!